Mă bucur că ați venit în număr așa de mare. Tema, într-adevăr, este foarte frumoasă. Acest proiect Drepturile Copilului este primul drept cu care organizația Salvați Copiii a început activitatea în anul 1991. Vreau să vă spun, așa în câteva cuvinte, că drepturile copilului are foarte multe programe cuprinse în acest proiect. Avem pe educație, tot acolo se referă, dacă luăm fiecare drept, o să vedem că fiecare drept exprimă ceva și copilul este în centrul atenției. Și astăzi, într-adevăr, este un subiect foarte frumos, dar eu nu știu, vă văd pentru prima dată, poate ați lucrat cu Alexandra, nu știu dacă s-a intrat la clasa voastră și nu vreau să vă pun într-o situație, eu știu să avem o discuție, pentru că poate nici n-ați citit Drepturile Copilului. Noi avem această cărticică cu Drepturile Copilului, aceasta este prescurtată, deci formula prescurtată. Este scrisă de copii și cu câte un desen făcut de copiii noștri cu care lucrăm în organizația Salvați Copiii. Am văzut că, mă rog, nu putem dezbate această problemă, ați trecut și la violență. Tu știi și probabil o să le explici altceva. Noi avem acest program pe violență cu care ne deplasăm în școli. Chiar joi, pentru că au fost copiii liberi și copiii din centru au fost liberi și am avut spațiu, noi împreună cu voluntarii, și tu ai participat, au fost peste 20 de voluntari, am început o campanie. O campanie în cadrul proiectului Ora de Net, o lume fără frică. Ai participat. Și pe violență, noi este un proiect pe care îl derulăm din 2002. Mai nou a apărut bullying-ul, cred că ați auzit și voi. Cu bullying-ul o să vă spun în câteva cuvinte, că ne-am oprit deocamdată, mergem numai pe violență, pentru că este o temă pe care trebuie să o studiem mai mult, adică trebuie să avem întâlniri cu voi, să vă formăm și pe voi, să vă punem la dispoziție toate materialele de care noi dispunem. Secretariatul nostru general Salvați Copiii a stabilit 8 școli în municipiul București, școli pilot, unde se lucrează cu echipă pluridisciplinară, adică cadre didactice, psihologi, asistenți sociali, sociologi, copii, voluntari care sunt deja formați, cu care noi lucrăm de ani de zile, și chiar părinți. Părinți cu care într-adevăr lucrăm mai greu, echipa este mai mică, cea mai mare problemă este atunci când trebuie să lucrăm cu părinții sau să întâlnim părinții. Cunosc care este situația, pentru că noi ne deplasăm în școli pe celălalt program Alegeri Sănătoase și ultimul modul, pentru că el are 4 module, ultimul modul din acest proiect este educație sexuală. Proiect care părinții nu sunt toți de acord. Ca să nu avem nicio problemă, de asta trebuie să fim atenți de fiecare dată când dezbatem o problemă, am căzut de comun acord cu Secretariatul General, avem declarații pe care noi le dăm diriginților, diriginții le dă părinților și cei care acceptă, atunci voi puteți intra la oră. Cei care nu acceptă părintele, eu știu, stau pe hol sau nu participă la această activitate. Am să te las pe tine, că e mult de vorbit și pe acest subiect pe care l-am avut astăzi, dar pentru că tu ești un voluntar activ, aș vrea să le vorbești tu voluntarilor
Și dacă într-adevăr văd că este și doamna profesoară aici, dacă doamna profesoară, dacă cei care sunteți prezenți și vă doriți să cunoașteți drepturile copilului, atunci noi ne putem deplasa. Avem un parteneriat încheiat între Salvați Copiii și Inspectoratul Școlar și cu majoritatea școlilor și liceelor. Și putem să mergem. Noi proiectul pe drepturile copilului l-am adaptat începând de la cele mai mici vârste, la grupele de grădiniță, primar, gimnazial și la licee. Eu zic că este foarte bine ca voi, într-adevăr, să vă cunoașteți drepturile. Sunt absolut de acord, sunt necesare aceste lucruri, trebuie să știți care sunt drepturile voastre, dar treptat trebuie să ne întâlnim, să le dezbatem pe fiecare, putem fiecare drept și voi știți că noi așa facem, noi dezbatem fiecare drept, ca fiecare copil să înțeleagă, să vină cu experiența lui, cu experiența din familie, experiența de la școală, exact așa cum vede el că este mai bine. Vreau să te rog să le spui tu copiilor să te referi un pic la acest drept. Ok, mulțumesc. Tema de astăzi este exprimarea opiniei și, așa cum știți, cu toții avem de vorbit în fața clasei, avem de... pur și simplu profesorii ne ascultă. Și să spunem că poate știm lecția, poate nu o știm, dar emoțiile de multe ori sunt prezente oricum și poate ne este frică, poate că am uitat, nu știu. Eu, de exemplu, când sunt în fața clasei, sunt în fața oamenilor și trebuie să-mi spun opinia, pur și simplu mă blochez, pentru că nu știu ce o să creadă despre mine... Nu știu cum se gândesc ei la mine, habar n-am, pur și simplu mi-e frică, pentru că mi-e frică de ce o să creadă despre mine. Și consider că nu e ok să-mi fie frică, consider că fiecare dintre noi are dreptul de a-și exprima opinia, indiferent de ce o să creadă ceilalți. Și depinde de voi ca și oameni să încurajați pe ceilalți să-și exprime opinia și să se dezvolte, pentru că mi se pare ok să ne simțim noi înșine oriunde am fi. Nu credeți? Și poți să vorbești și de proiectul pe care, de programul pe care noi l-am început, campania care am declanșat-o joi, așa, că este exact o lume fără frică și la fiecare proiect, la fiecare program, noi avem ambasadori. Ambasadorii am încercat noi să găsim anumite personalități, dar să fie cât mai apropiați de vârsta voastră, pentru că am văzut că rezultatele sunt foarte reușite. Și te-aș lăsa pe tine, dacă ai reținut, dacă nu te ajut și eu, să le explici copiilor care sunt ambasadorii pe această campanie pe care noi am început-o. Sperăm, eu am vrut, avem un parteneriat cu FC Argeș, da, de exemplu, sâmbătă la ora 5 suntem invitați, avem pe bază de tabel, putem participa la toate meciurile lor, sâmbătă la ora 5 mergem la basket, ne promovează, ne ajută în promovare și a fost foarte scurt timpul ca să declanșăm această campanie. Îmi doream, pentru că ei sunt înscriși peste 100 și ceva numai anul acesta, copii din licee, și dacă aveam 100 de copii, vreau să iau o sală, să mergem acolo cu materiale, deci să fie altfel campania. Eu cred că s-a derulat foarte bine și la noi și dacă voi o să veniți și o să vă țineți serios de treabă, o să o facem treaba asta pe stadion și vă promit că vă aduc acești ambasadori pe care o să auziți voi acum că sunt în proiect. Deci noi am început proiectul O Lume Fără Frică. Puteți intra și pe site, scrieți www.olumefărăfrică.ro și avem ca și ambasador pe Irina Rimes, pe Alina Eremia, pe Deliric, Mimi și pe Iulian, cred. Oricum, aceștia vor să ne susțină și Alpac, o să vedeți și acolo Alpac, da. O să găsiți acolo mesajele lor pentru voi, o să găsiți mesaje de încurajare și le puteți lăsa și voi mesajele voastre, mesaje pentru copiii care cărora le e frică să-și exprime opinia, cărora le e frică să vorbească cu adulții, și acolo vă puteți exprima opinia, puteți lăsa câteva gânduri bune și nu ezitați să ne contactați prin cadrul acestui site.
Ei vorbesc foarte frumos acolo, sunt foarte reușite interviurile lor. Într-adevăr, fiecare are povestea lui. Noi apreciem pentru că ei și-au deschis până la urmă sufletul, inima și-au venit către copii. Și tot timpul am avut, la fiecare proiect, am avut ambasadori și îi așteptăm și noi să ne întâlnim cu ei, dar eu sunt convinsă că și în sală, atunci când noi am avut voluntari, poate printre acei voluntari existau cel puțin unul care și el are o poveste, dar exact ce spune ea, le e frică. La Salvați Copiii asta am încercat, să se obișnuiască, să vorbească în fața clasei, dar după ce sunt pregătiți pe ceea ce trebuie să prezinte în fața clasei. Este totdeauna cineva din partea noastră și le-am spus să prezinte fără frică. Noi o să observăm dacă ei s-au împotmolit și o să intervenim noi și nu se întâmplă nimic. Și credeți-mă că la sfârșit când termină, toți copiii sunt curajoși, știu despre ce e vorba și cred că ați avut multe de învățat. Este o organizație mare, cea mai mare organizație, cu multă experiență, suntem în Alianța Internațională Salvați Copiii. Și tocmai de aceea vrem să ne prezentăm și noi la nivelul celorlalte. Lucrăm, avem multe proiecte pe care le derulăm și noi și le derulează și celelalte țări cu care suntem în alianță. Așa că timpul vostru, aici e vorba de timpul liber, fiecare cum vrea să și-l împartă. Pentru că asta înseamnă voluntariat, nu lipsiți de la ore, la meditații, că știu că sunteți ocupați cu meditațiile, dar uitați-vă că sunt foarte mulți voluntari care își fac timp liber să vină și la Salvați Copiii. Și eu te felicit și vă mulțumesc la toți care sunteți. Da. Avem foarte mulți voluntari, e un grup al lor, și-au făcut un grup, noi luăm legătura imediat cu ei, sunt atâtea activități, așa că nu este timp nici pierdut, poate să-și petreacă timpul chiar altfel. Eu cred că joi chiar a fost foarte frumos, a fost o zi liberă a lor, dar a fost foarte frumos, am fost împreună în sediu filialei noastre, la Centru Creștem Împreună, unde avem copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate. Mulțumesc!